lasă să beți shake-ul ăsta. Dar ce are, mă, shake-ul ăsta? De ce să nu-l bem? Că văd că peste tot este. Adică uitați-vă și voi, e peste tot pe aici. Din ce am înțeles, tocmai ce s-a adăugat la McDonald's un nou shake numit Grimace Shake. Și dacă îl bei, ci că se întâmplă ceva foarte interesant. Așa că am zis, bă, e ziua noastră liberă astăzi. Ce putem să facem mai frumos decât să mergem la McDonald's? Suntem aici împreună cu pisica? Saltare! Și astăzi vom merge să bem shake-ul lui Grimace. Să vedem ce se poate întâmpla, frate. Că până la urmă, nu știu, toată lumea parcă a luat o razna cu shake-ul ăsta, cu Grimace. Nu știu ce se poate întâmpla, rămâne de văzut, așa că nu uitați să apăsați pe butonașul de like. Ia uitați-vă ce mașini frumoase avem aici și vom merge cu ele până la Mac. Ia uitați-vă, Ferrari, așa, frumos, frumos. Și vreau să facem felul următor. Vreau să apăsăm cu toții pe butonașul de like în momentul în care ajungem cu numărătoarea la 3. Sunteți pregătiți? Pregătiți! Hai să vedem! Toată lumea pregătită în 1! 1! În 2! 2! În 3! 3! Și... like! Yay! Sper că ați apăsat acolo pe acel buton aici de like. Hai să mai stă foarte mult la vorbă, pisică. Hai să intrăm în mașini. Gata, și hai să mergem mea. Până la Mac. Eu nu știu unde e Mac-ul. Lasă că vii după mine. Vino după mine, pisică, pentru că eu știu unde este Mac-ul. Și am înțeles că este ofertă, că se dă Grimace Shake acolo și nu știu cât o costa. Eu sper să avem bani. Dacă s-a băgat acum Grimace Shake, adică trebuie să fie ceva super delicios, știi ce zic? Păi da, normal, vreau și să încerc acum. Uite așa, trebuie să întoarcem. Aoleu! Grijă mare, grijă mare. Bă, mi-a alunecă mașina! Aoleu, stai să fac aici întoarcerea, ia uite-mă. Gata, ajungem imediat, nu vă faceți probleme. Aici undeva e McDonald's-ul, nu mai știu exact. Unde-i Mac-ul? Hai că nu-i problemă. S-a deschis acum nou în oraș. Ajungem, ajungem, stați așa o secundă. Hai uite. Uite, mă, cred că ăsta e. Da, uite aici este Mac-ul. Da, uite-mă Mac-ul. Și hai să parcăm, parcăm și noi. Gata. Aici am parcat pisică, uite așa. Stai că am lovit mașina de bordură. Aoleu, aoleu. Las-o acolo. Perfect, ia uite. Pe trot. Bă, ce zice la mulți ani, Grimace? Bă, uite ce tare e. Bă, am băgat la intrare shake-ul. Da, shake, da. Deci shake-ul este la intrare în McDonald's și putem să mergem să-l bem direct? Nu cred că asta e vrăjeală doar. Bă, e soare, capitanul, nu merge. Deci asta mă gândesc. Aici și comandăm. Trebuie să ne comandăm un shake nou-nouț și foarte delicios, așa că hai să vedem care-i treaba. Eu intru chiar în acest moment în McDonald's, că mi-e foarte poftă. Bună ziua! Bună ziua! Vreau și eu un Grimace Shake de ăsta, că mi-e foarte poftă. De ce vreau unul? S-a dat la spate. S-a dat la o parte, zis că, bă, nu cumva să beți shake-ul ăsta. Dar ce are, mă, shake-ul ăsta? De ce să nu-l bem? Că văd că peste tot este, adică uitați-vă și voi, e peste tot pe aici. Așa, stai așa, vreau să văd dacă ai apăsat pe butonul de like înainte să continuăm episodul acesta. Ai apăsat? Sper că ai reușit. Și ne întoarcem la episod. Uși ce zice? Și că e ofertă și că e gratis, poți să-l bei fără să dai bani. Ok, deci de asta e peste tot? Păi și noi să bem, că nu știu, am impresia că dacă... să fie ceva gratis. Bă, asta zic și eu, că dacă e gratis, e foarte, foarte dubioasă treaba, de ce este gratis? Nu știu, poate dacă e ziua lui face cinste și de-aia. Nu știu ce să zic, pisică, nu prea mi se pare normal așa ceva. Da, ce să zic. Deci tu ce părere ai, să bem shake-ul lui Grimace? Știi ce zic eu, capitanul? A? E puțin ciudat pentru că e ziua lui de naștere și nu și-a invitat niciun prieten, deci practic sunt doar oamenii de la mine care lucrez. Ce? Și mai e un gol, adică de ce? De ce? Asta-i exact. Întrebarea. Oare Știi? Pentru că fiecare om care bea shake-ul lui Grimace dispare fără nicio urmă? Oare asta să fie? Aoleu, păi și ce facem noi acum? Bem? Păi nu știu dacă să-l bem, dacă că-l dau la o parte, du-te de aici cu shake-ul tău, du-te. Poate că îi dau cu piciorul. Capitanul. Nu se supără, pisică. Poate se supără. Hai înăuntru, hai înăuntru. Hai înăuntru. Ia stai. Ce vreau facem? Mă duc în bucătărie, stai să vedem. Du-te în bucătărie. Uite, sunt oameni care lucrează aici. Ia ieși pe ușa asta, deci ia uite-l. Bună ziua, care-i treaba cu acest shake? Care-i problema? De ce nu... Bă, toată lumea se uită speriată, spun sincer. Da, văd. Deci toată lumea se uită gen, bă, nu cumva să bei acest shake. Nimeni nu vrea să zică nimic despre chestia asta. Toată lumea se dă în spate, bă, voi știți ceva ce noi nu știm. Clar, ăștia, da. Bă, ăștia știu ceva ce noi nu știm, îți spun sincer. Cu shake-ul ăsta. Ce știi? De ce nu zici adevărul despre shake? Nu vor să zic adevărul, mă. Nimeni nu vrea să zică. Să-l bem? Stai așa. Păi eu mă gândesc că putem să bem din... Nu știu, că eu sunt foarte curioasă să văd și eu care-i faza cu suculetele ăsta. Păi uite, hai să testăm, să gustăm un shake. Bă, l-am gustat și nu s-a întâmplat nimic. Bă, nu-i rău.
Bă, sincer, e destul de bun la gust. Pare așa cu un fel de fructe de pădure, parcă mi se pare. Exact, exact, și cu deci, frișca asta deasupra. Deci chiar mi se pare că un fel de bombonele. Ca un fel de fructe de pădure, nu mi se pare rău, adică da. Dar să știi că nu se întâmplă nimic, dar nu înțeleg de păi ce. Păi văd că nu se întâmplă nimic, de... ce, toată mai speriat așa, aici și de fapt... Așa, am băut și pe ăsta. Păi stai mă, că le beau pe toate, mă, ce-i asta? Ia, dați-mă shake-urile păi astea. Păi și eu, ia stai, că mă duc afară să le beau și pe alea de afară. Uite și pe alea, pe alea, dar vezi că au picat pe jos. N-are nimic. Le bag și pe astea, le beau și pe astea. Le-am băut și pe astea. Bă, lasă și mie, ia, că-mi place. Ia, vină și mai ia, că nu mai pot, mă doare burta. Eu beau câte două deodată, ia uite, hopa. Așa, că mă cam doare burta. Zici? Pe bune, mi se par foarte. Semna că se întâmplă. Mi se par foarte delicioase, spun sincer. Ai nevoie la baie? Cam am nevoie nu, la nu baie. Nu au baie în McDonald's-ul ăsta. Băi, le-am băut pe toate. Bravo. Stai să vă dau baie pe aici? Nu, nu cred că nu n-am văzut să. Ce niciun caz n-ai avea pe unde să te duci la baie, pentru că ăștia n-au baie în McDonald's-ul ăsta, pe bune. Adică mi se chiar pare ciudat să ai un restaurant și n-ai baie. Înțelegi? Bă, și cineva. Bă, e Grimis. Bă! E la intrare. E la intrare. La intrare. Ce face? Oh my god. Să ne închidem. Grimes? Bă, ăsta nu ne lasă să ieșim, fii atentă. Hai că-l trimit pe băiatul ăsta. Du-te, băiete, du-te. Du-te, băiete, du-te. Du-te la Grimes, să vedem ce face. Hai, du-te, hai, du-te. Hai, du-te, hai, du-te, du-te, du-te. Hai, du-te, 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 hai, hai. Uite ce fuge. Te dă spate. Bă, du-te la Grimes, n-auzi, că tu mi-ai dat shake-urile astea să le beau. Du-te. Păi nu vreau să zic. E gratis. Ai zis că e gratis, du-te la Grimes, să vedem, hai. Hai, du-te, du-te. L-a făcut să dispară! Vai de mine! Oh my god, de asta nu-i nimeni în McDonald's-ul ăsta! Doamne, eu nu vreau să dispar! Bă, te face să dispar! Ce-i asta? Ok, fii atentă, am o idee. Poate. Ia, veniți, bă, încoace. Ia, stai. Veniți, măi. Ia, ia, du-i pe toți, du-i pe toți. Ia, ia-l pe ăsta. Opa, ia uite. Îi face să dispară din lumea asta! Ok, asta e ciudat. Unde-i duce? Nu știu unde-i duce, dar îi face să dispară. Și asta e foarte, foarte ciudat. Hai, du-te la Grimes, du-te la Grimes, hai. Hai. Haide. Hai, du-te la Grimes, bă, poate scăpăm de la că... Ia, ia. Ia, ia. Du-te, bă, du-te. Acolo, du-te acolo, mă, gata. Aulie. Ai grijă că trebuie să nu te atingă. Zic că cred că putem să fugim de el. Crezi că da, putem? Da, pare. Hai, fugă. Hai. 3, 2, 1 și fugi! Fugi, 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 fugi. Vine, vine, ai grijă. Mamă, vine. Nu, fugi, fugi. Aule, mă, bă, se aruncă după noi. Uite-l cum face. Dar vine pare așa de pufos. Pare pufos, dar nu e pufos deloc. Bă, pe mine nu m-a făcut să dispară încă, tu vezi? Da, poate că Auleu. Ai băut shake-ul și ești protejat. Nu cred că-s protejat deloc. Bă, unde e? Oh my god. Tot vine. Bă, se tot aruncă după așa? Noi. Nu e bine deloc ce se întâmplă aici. Dar nu e bine hai deloc. Să fugim, hai să fugim, hai să fugim. Fuga. Oleu, oleu. Intră înăuntru, intră, 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 intră. Gata. Gata. Băi, la ușă. Bine. Ce dacă ne facem? Putem și pe aici. Oh, oh. A, da. Da. Oh. Nu, bă, oh, ai intrat înăuntru. Ce face? Grimes, ce face aici? Ok, cred că putem să... Deschidere, deschidere. Putem să fugim. Hai, 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 hai. Haide, 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 haide. Fuga. Repede, trebuie fuga. Să facem rost de mașini să ajungem acasă, pisică, pentru că știi da. Care e faza? Sigur, dacă ajungem acasă, vom fi în siguranță, știi? Asta zic și eu, dar deci, nu știu că e bine pe aici. Hai că e bine, lasă, că vin după mine, că știu eu un drum. Haide. Și doar ne luăm mașinile de aici și plecăm, da? Da, 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 fuga, repede. Hai, așa că mașina mea e pe bordură, stai să o dau de pe bordură. Și tot pe bordură, hai. Am dat-o și pe ta de pe bordură. Și hai să-i dăm bătăiță drept înainte să-i dai. Drept înainte. Ia uite-mă. Ia uite-mă cum nu respectă regulile de circulație. Care reguli? Cum adică care reguli? Care circulație? Aoleu. Care mașină? Ce-ai făcut pisică? Fugi. Fugi. Ce, a venit după tine? Nu, dar să nu vină. Să nu vină niciodată. Mai știi drumul? Putem acasă. Ai ajuns? Stai așa da. Că vin și eu. Mi-e un pic mai mult până ajung, dar... Așa. Stai că vin, stai că vin, stai că vin. Gata, gata. Frână! Gata, am parcat. Gata, am parcat și eu. Accident. Nu, no, nici vorba. Gata, intră înăuntru. Hai. Bă, acum știi care e fața? Având în vedere că am băut shake-ul lui Grimes, crezi că există vreo șansă să vină încoace la noi acasă, oare? Nu știu ce să zic, capitan, dar orice este posibil să știi. Crezi? Eu, nu știu, m-aș gândi că, adică în mod normal... Nu avem aici o pădure, adică ar putea veni, nu ce clipă, nu știu, doar zic. Stai să verific perimetrul, stai să verific perimetrul. Păi verifică perimetrul. Mă uit de jur împrejurul casei. Geam.
Să văd dacă vine sau dacă... Bă! A venit la acasă! Da, uite! A venit la acasă! Nu mi se pare acasă, corect! Capitan. Uleu! Fugi în casă! Intră! Fugi. Închide ușa! Închide, că el intră și... E la geam! Îl văd! Hai la etaj! La etaj! Vai de capul meu! Unde e? Uite! Tot încearcă să intre la noi în casă! Da, tot încearcă! Te rog să pleci! Ia, că n-auzi tu să pleci! Alo, bună ziua! Ia uite, Lia! Bună ziua, okay. Te rog să pleci de la noi de acasă, că nu vrem să vii la noi acasă, că nu te primim! Nu te primim! Băi, tu nu înțelegi! Tu nu înțelegi că nu ești bine primit aici? El nu înțelege, uite-te și tu! Păi că tu știi ce cred că vrea să facă? Vrea să ne mănânce! Eu cred că asta le-a făcut la oamenii ăia care au dispărut, că de-aia au dispărut! Și eu cred la fel! I-a mâncat! Okay, nu era aici nimeni la Mac. Cameră închisă. Păi asta zic că la Mac de obicei când te duci e plin de oameni. Da, exact. În niciun caz nu e liber să fie zero oameni și o grămadă de grime shake-uri. Dar mai e? Pus așa pur și simplu. Nu știu dacă putem să fugim undeva, să scăpăm de el. Încerc să mă uit după el sau dacă mai e. Bă, nu mai e. Sau? A fi plecat, ne-a lăsat în pace. M-am uitat de jur împrejurul casei și nu-l văd. Nu mai e. Ok, vină pe mine, acum cât putem, vină repede. Unde ești? Vină jos, unde sunt mașinile. Sunt la mașini. Vină un coace după mine. Hai. Cred că aici vom fi în siguranță, pentru că aici, dacă nu mă înșel eu, e o zonă secretă. Ok. Fii atentă. Asta este zona secretă aici. Bine. Și aici ar trebui să fim în siguranță, ia să vedem. Ia, ce e asta? Uite, vezi? Wow. Hai înăuntru, că gen ai ca un fel de bunker ca să nu vină Grimes după noi. Ok. Așa că trebuie să vin și eu. Și este un loc secret și nu cred că poate să vină aici, știi ce zic? Da, nu, aici în niciun caz. Nu cred că are șansa asta. Și noi în principiu aici ar trebui să fim în siguranță, dar nu suntem! Ar trebui sau asta cumva o fi casa lui? Asta e casa lui Grimes? What? Deci noi am nimerit fix în casa lui sau ce? Care-i faza? Nu știu ce să zic, dar cum am... Mănâncă! Unde suntem? Nu înțeleg, capitanul, unde... Nu văd... Bă! Ne-am mâncat! Doamne fii! Zic că ne-am mâncat. Suntem în stomacul lui, dacă-ți vine să crezi... What? Asta e la el în stomac, un Grimes shake gigantic și... Da. Oh my god, a băut foarte mult shake Grimes el. Da. Ok. Da, nu prea îmi place deloc zona, sincer să fiu, și de ce-s niște ochi acolo? Da. Ajutor! Ok, deci o să trebuiască să sărim pe aici. Nu știu exact. Bă, astea-s chicken nuggets. Da. Ia. 6 chicken nuggets. 6 bucăți. Vreau și eu chicken nuggets. Uleu, uleu! Uleu, nu! Am picat! Oh my god, capitanul. Am picat în shake-ul de Grimes, dacă îți vine să crezi. Ok, asta e destul de ciudat, dar să zicem, și ce scârbos se vede. Da, e foarte scârbos. Oh my god. Ok, ce e aici? Aici trebuie să mergem oare? Că nici nu știu. Altă variantă n-ai, adică... Ouleu, unde suntem aici? Unde sunt... Mamă, capitanul... Suntem în Grimes acum, ca idee. Suntem în Grimes. Hai că încă mai ai de mers. Văd. Fai, lanternă nu mai am, deci... Da. Oare-i găsim aici pe ceilalți oameni care au fost mâncați? Toți de la Mac? Da. Pentru că știi că până și eu i-am împins pe ceilalți să vedem ce se întâmplă și i-am mâncat și pe ei. Nu știu dacă mai găsești acum. Nu știu ce să zic. Ia să vedem. Oh, nu. Alo. Unde suntem? Vai de mine. Bă. Ce era un cuit, o piesă Lego? Asta e o jucărie ceva, e un pluș. Nu, un coponel. E un coponel, ba da, e un coponel. Am crezut că un iepure ceva. Un coponel. Nu, cred că e un curcan întreg. Sau un curcan, da. Ok, aici avem o piesă de Lego, mai multe piese de Lego. Da. Ok. Și pe unde acum? Am picat acolo, deci practic pe aici. Nu-mi place deloc că nu văd nimic. Ce e aici? Fai de mine. Băi, inima lui. Uite inima. Deci fiți atenți că trebuie să... Astea sufletele oamenilor blocate acolo în cuștile alea, ați văzut? Da. Nu mă așteptam. Trebuie să le eliberăm. Suntem pregătiți.
Haide. Suntem pregătiți să eliberăm sufletele oamenilor. De acolo, capitan. Băi, un cerc. A, pe ăștia trebuie să-i distrug, mă, pe Grimes. Fiți atenți că vin Grimes la mine. Oho, plecați de aici, că n-am eu chef de voi. Hai că muzică ciudată pe fundal și nu știu care-i treaba cu ea, așa că am dat-o mai încet. Ia, plecați, mă, de aici. Deci sufletele oamenilor sunt blocate aici. Open cage. Hai că vin ăștia la mine. Plecați, mă, de aici. Gata, eliberăm acum sufletele. Așa, perfect. 1 din 6! Mamă, păi ai o grămadă. Văd. Du-te și bate-i și acum. Haide. Deschide sufletele oamenilor. Și ca acum să... mai bate, uite că vin tot. Întrebare, eu am eliberat sufletele oamenilor, dar oamenii mai revin la normal oare? Da, îți dai seama că da. Revin. Asta aș spera, și eu. Hai, uite, încă unul acolo, bravo. Mamă, uite. Ce... Am avut o emoție acolo la săritura. Vezi că mai uite-l, că vin tot mai aproape de tine. Văd, dar așa? Nu știu unde sunt cage-urile, Cred că pe partea... Mă uit așa acolo. Și nu prea îmi dau seama, ia asta. Gata. Bun. Așa, bravo. Nu! Nu! No! Sper că nu mă dă de la... Mă dă de la zero sau da. Ce? Pă bune zici? Da. Oh, nu! No! Ok, dar știi care-i faza? Că acum facem speedrun. Da. Și spun și de ce, pentru că acum știm exact ce trebuie să facem. Că înainte așa nu știam, este. Adică eram gen, bă, ce trebuie să faci aici? Deci... Dar oare... Ce se întâmplă cu Grimes dacă noi facem chestia asta? Eu asta sunt curios. Ce se întâmplă cu el? Rapid, okay, tot. Rapid. Ai, plecați de aici, bă, n-auzi. Repede. Nu știu cum se deschide gratia asta. Dacă se deschide spre mine, da. Da. Dar nu e nicio problemă. Să nu vine repede. Ba da, ba da! Da, deci trebuie... Îți dă damage, dar gen... Am văzut că sunt fachete de alea de viață pe aici, adică... Da, chestia e că, na, trebuie să iei din nou de la zero cu... Păi nu, că uite. Pac, am luat niște viață. Uite, ia, dă-le bucăți. Gata. Așa, bravo. E, întrebare... Așa, ușor. Cum fac să sar fără să pic aiurea, știi? Să nu te grăbești, capitanul. E sus unul, deasupra ta, era unul, uite-l. Ok. Nu știu, m-a speriat ăsta. Am mâncat un TV? Da. Ok. Nu. Mamă, ce era să pic la faza asta? Fai, ce m-am speriat. Gata, hai, eliberăm sufletele. Vezi că îți dau damage. Du-te de aici! Așa. Ia uite-l și pe ăsta. Bă, dar încep să vină din ce în ce mai mult. Stai de o grijă. Ha, mă, eliberăm și sufletele astea, deci gata. Ok, 5 din 6. Cum unde e ultimul? E lângă, uite-o. Oh my god, e greu. E pe coponel aici. Hai. Haide. Gata, mă. Bravo, dă-le bucăți în caz de ceva. Gata, dați-vă la o parte, că trec. M-am trezit. Uite, e plin de suc de ăsta pe jos, vezi? Da, văd. Și a venit poliția la ușă. Asta a fost episodul de azi, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut și dacă mai vrei și alte episoade de acest gen, nu uita să apăsați pe butonașul de like și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa! Pa!